Ca în fiecare iarnă, pe marginea șoselei care trece prin comuna Brâncovenești, se întrevăd, la tot pasul, comercianții care vând schiuri, plăci de snowboard, costume de schi și alte accesorii necesare acestui sport. Sunt aduse din Austria. Unele produse sunt second hand, altele noi. Schiuri avem de la 1 milion până la 5 milioane, 500 de lei. Clăpare avem de la 50 de lei până la 150. Plăci de snowboard avem de la 1 milion până la 3 milioane. Ați scumpit fața de anul trecut? A, pe un pic cam scumpit, că euro e mai mare, nu? Atât. Și noi luăm mai scump. Dacă să ningă, să meargă mai bine. Nu? Avem schiuri de la 150 până sus. Adică? Păi acum după preferințe. Care e cel mai scump? Aia noi. Mai obișnuiam să ne dea și ceva noi, așa, vreo 10-15 perechi. La un preț mai bun și noi le dăm la un preț mai bun aici. Comercianții sunt acolo ca în fiecare an, însă cumpărătorii nu prea apar, iar vina ar putea să fie zăpada care se lasă așteptată. Mai cumpără cine are bani. Cine are bani și pasionat de schi, cum a spus dumneavoastră, sigur că vine și cumpără. Așteptăm să vină zăpada, că sunt sigur că mai bine o să meargă atunci. Simțiți un pic la buzunar că nu vine iarna cum trebuie? Da, normal. Uh-huh. Investiția mare. Altă dată pe vremea asta vindeați mai mult? Păi, da. S-o vândut mai mult anul trecut. Vă strică vremea afacerea așa ușor? Strică. La toată lumea. La Reghin este încă soare și iarna pare departe, dar prognoza meteo spune că în acest sfârșit de săptămână vom avea parte de ninsoare, iar meteorologii ne dau speranțe că de sărbători vom putea schia. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Laurențiu Opriceană.